Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod. E o chestie care începe să-mi placă, să o spun. Episodul de azi îl începem fără treaba aia cu degete. Că mi-a zis no-name că pe el îl irită și nu-i place lui. Și el mereu dă câte 10 secunde skip la partea de început, doar ca să nu mă vadă pe mine că fac așa. În fine, nu o să facem. Bă, m-am mai jucat puțin, am mai farmat. Că v-am zis, nu vreau să rămân în urmă, fiind și server nu stă pe loc când opresc filmarea. Și am jucat într-o seară cu no-name pe voice și au fost niște faze mișto. Trecem peste toate astea, detaliile astea. Vă arăt cu ce am mai rămas și ce am mai progresat cât timp nu am filmat. Deci, nu mai știu exact dacă aveam raptorul ăsta în primul episod, nu mai știu. Dar e un raptor destul de frumușel, el așa gingaș. Nivel 100 și ceva, nu mai știu. După ce ies din camera mode o să vă arăt. L-am prins pe ăsta, nivel 5, mă. De-abia l-am prins, dar avea nivel 5, deci este un căcat. Dar după ce l-am prins pe ăsta, s-a înaintat cu baza. Nu vedeți, știu. Am prins și doi porcalăi de-aștia. Buldogi. Nu știu exact cum să-i folosesc, dar o să-i folosim noi. Idi-vă la ei. Și încă un nenorocit de ăsta. Ăsta avea nivel 35 avea când l-am prins. Și am tot băgat puncte în el. Dar vi-i arăt acum imediat pe toți cum trebuie. Și baza s-a schimbat puțin. Deci, ăsta are 148. Ok, ok. Ăsta a avut nivel 5. Ce-i asta? Nu contează, fantome. Deci ăsta a avut nivel 5 și s-au mai dat două nivele când l-am prins. Și avem 19 puncte pe care le punem pe HP să nu moară prea repede. Așa. Purcalău ăsta are 80, bulldog-ul. Ăsta are 32. Și ăsta l-am dus până în 64 și încă mai avem puncte de pus pe el. A, și am făcut și 4 porți. Stăteam să le număr, acum nu mai știam câte am. Am făcut și 4 porți pentru că sunt 2 spino care ne tot dau târcoale. Bă, și i-am ținut pe ăștia aici că mi-a fost cam frică să nu cumva să-i pierd. Și mai las să mai crească puțin. Înconjurăm locul ăsta cu porți să putem să lăsăm dinozaurii liberi. Și după nu o să mai fie chiar așa periculos. A, și oaia. Avem oaie. Deci avem oaie, mă întrebați. Asta nici eu nu știu sigur. Uite unde a ajuns unul din spino. 3 spino erau. Unul e ăla de acolo, ăla cu albastru. Hai la bază că avem bocceluța plină. Nu putem să ne mai mișcăm. Fac eu porțile astea, dar parcă văd că mă mut de aici curând. Credeți că ar trebui să ies cu băieții la luptă? Aș putea să-l iau pe ăsta și pe aia doi după mine. Te omorâm și ți-au bebelușul. Ha, ha! Avem și carno. Ce-i cu tine? Cum te prind? Chitină! N-am. Ce mai dorești? Sămuță de plantă X și mushrooms de-alea ciudate. Unde ești? Nu așa. Nu apare promptul. Hei. Cosmo. Le arunc pe jos, mă. Ce vrea, mă? Nu asta vrea. Tu. Hai să bag puțină carne în tine. A sunat dubios, știu. Altceva, mă. Altfel te miști când nu mai alergi pe picioarele tale. Altfel te miști când știi că iei pe ăștia pe lângă tine. Nimă. Unde suntem? Mamă, stai așa puțin. Stai, ce-i acolo? Ce-i acolo? De fapt, cred că e tot o structură. Cred că e tot o structură. Uite aici loc bun de bază, bă. Că e drept pe drept. Are cum drept pe jos. Da? E imens aici. Și e și priveliște. La astea două. La 9-11 aici. Vreau metal, bă, vreau metal. Aici chiar n-am mai fost.
ceva luminiș albastru acolo. Partea asta ceva luminiș verde. Dinozaur de loc aici. Surprinzător. Băi, e bună tare platforma asta. Dar nu reușesc să văd metal nicăieri. Ce era să cad? Nimă unde m-am urcat. Îmi place pe aici, mă simt mai safe. Bă, îi dă cu zăpadă. Hai să ne întoarcem la bază, că nu mai e ok. Și raptor, și carnotaur, și câini. Și toate nățiile. Dă-i mai cu ocolit. Și nici urs nu vreau, mersi. Much appreciated că mă lași în pace. Hai să-și revină stamina puțin. Bă, și nu știu, mai batem niște pietre de-alea umede. Mie mi se par că alea încă dau... Alea pe lângă apă dau mai mult metal. Ăsta nu știu ce-i cu el aici. Uite în față bolovani acolo mulți. Cristale pe lângă astea am trecut. Dar nici nu ne mai trebuiesc, am zis. De-aia am și trecut. Da, și pe aici am urcat noi, nu? Înspre în stânga e baza. Înspre în dreapta ce o fi? Hai să mergem și până jos acolo, dacă tot am venit. Și o luăm roată, explorăm tot cum trebuie. Lumină mov. Ce este acea plantă? Nu prea aș sta să aflu acum. Opa, cave. Am găsit o peșteră. Peșteră de cristale. What the fuck is happening? Zic că mă sufoc și am nevoie de aer imediat. Hai să ieșim de aici, băiatul, că nu e ok unde am intrat. Ce s-a întâmplat, mă? Că ăla m-a ceva acolo. Ceva mai muță. Sigur aia a făcut Fenta. Maimuță nameless. E no name, ca no name. Problema e că eu sunt aproape mort. Avem un raptor în dreapta și maimuța aia nameless aici. Pe care sper că am păcălit-o puțin. Că vreau să văd ce e în peștera aia. N-am păcălit-o, că încă vin. Mai e una! Mai sunt mai multe! Nu mai vreau! Bă, dar vreau să văd, mă, ba da, vreau, v-am mințit că nu mai vreau, vreau. Vreau să văd ce e în peștera aia. Îi dau tare, văd ce e în peșteră și ies. Evitându-le. Dacă mor, ai... Shit happens. Bă, dar ce mi-a dat aia nameless? Nu stăm, nu stăm. Ce lași căcat se întâmplă? De ce se întâmplă asta? Când m-ați prins? Când? Că nu m-a atins, nu mi-a făcut nimic. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Asta vrea exceptional kibble. De unde să-ți dau așa ceva, mă? De ce mi-a tâmpit caracterul? Asta nu pot să înțeleg. Să mă duc cu unul de ăsta, mă... Să încerc să-l recuperez. Mă duc cu ăsta mai slab. Că dacă-l pierd, să nu-mi pară rău. Trebuia ceva mască. Nimă raptorul aici. Uite-l cum mă așteaptă. Voi vedeți cum mă așteaptă și e mai rapid decât ăsta al meu. Deci am gândit-o altfel. Dacă oricum nu-mi pare rău dacă e să moară ăsta, mai bine merg cu amândoi. Și ăsta este ajutat de cel slab, care oricum poate să moară.
Trebuie mă duc, dau jâuri, spamez acolo. Vine, gata, 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 hai să plecăm. Haideți, băieți. S-au luat la bătaie. Aia e, ne bate. Sunt cam multe maimuțuri. Unul a fost ucis. Acu asta are 40, mă, parcă n-avea 40. Și tot spamează, dracu. Nu e, hai, dă-i. Dă-i de aici, că nu e... Nu este în regulă. Peștera plui. Am vrut eu în peștere, mă. Vezi, și n-am nici spyglass-ul să văd cât HP avea ăla. Să știu dacă se merita să mai stau sau nu. Sper că nu s-au ținut după mine. Din astea nu se fac. Păi stați așa, că am făcut puțin research și zice așa băiatul ăla. Când peștera aia trebuie să intri cu un bulldog de ăsta pe umăr, aprins, cred, așa a zis el, că ai nevoie să intri cu un bulldog și trebuie să mănânci ciuperci să contracarezi efectul ăla. Ciupercile astea. Ciupercile astea, mă. Asta înseamnă că îi mai dau un run. Dar mai facem un târnacop prima dată. Mai facem încă un târnacop pentru că a zis băiatul ăla că la finalul peșterii găsim metal care nu arată ca metalul. Îl aprindem pe băiatul ăsta când suntem mai aproape acolo. Să nu-i treacă efectul. Ce-i cu ăștia? De ce au lumini așa? A, e pânză de pe aia, de la ăla mic, uite dă-n ei. Stamperul. Hai. Am mâncat, am mâncat, am mâncat. Și a revenit, mă. Și nu vin nici maimuțele. Ok. Metal. De ce arată așa? Dai, putem să-l cărăm cu ăsta? Mai putem să cărăm puțin. Mai băgăm niște ciupercă? Bă, să nu vină maimuțele, asta vreau. Să nu vină maimuțele, să pot să-mi iau loot-ul și plec. Știi cum plec? Uite așa. Bă, deci bulldog-ul ăsta a ținut maimuțele departe. Ok? Și mushrooms. Bine, ne-au dat halucinogen. Că am băgat ciuperci dubioase. E normal, cred. N-am încercat ciuperci. Aș vrea totuși, sunt puțin curios. Și metalul e la noi acum. Urmează să... Bă, stai. Ce cu atâtea lumini aici? Trebuie să dau recharge la băiatul ăsta. Și mai are încă 1259. Tu, 400 de bucăți. Să le arză focul. S-a făcut și asta? S-a făcut și asta. Bă, cred că așa terminăm episodul. Am mai rămas doar cu ăsta. Avem și un Carnotaur acum. Iată nici pe noi. Nefocalizații. Avem și metal. Am descoperit locuri noi. Am explorat destul. Ne-a bătut maimuța aia. Am și murit. Eu zic că ajunge pentru un episod. Iar episod fără ei doi, că am intrat și eram doar eu pe server. Asta e, asta se întâmplă, când și-or face și ei bazele, o să-i căutăm și o să dăm de ei. Dar până atunci, hai, ne vedem cu următorul. Peace! Toată lumea e pe chat, vibe-ul nu se stinge. Alin este conectat, nimic nu-l înfrânge. Marea mata într-un joc, dar nu se joacă de fapt. Eric dă drumul la stream, gata de premii și rap. Ștefan Alfa, mie stă în frunte, conduce val mare. Sorica e pe chat, moderatorul cel mai tare. Denis, haterul joacă dur, nimic nu-i prea greu. Mihai, Adrian s-a conectat, sperăm să o facă mereu. Adrian, David, Alin, Ion, în chat. Ciprian cu flow-ul, toți suntem conectați. Lumea vine tare, Ștefan și pe intrepid. Sorica cea mai tare, face parte din hit. Vine și X-Ali, rupe tot fără frică. Și no name, nu-i dincă vibe-ul dintr-o clipă. Ninja master pregătit să intre în acțiune. Toți suntem pe YouTube, din soată direcțiune. Instinct pe chat, la tisul fără teamă. Mai sunt mulți online, dar nu ne bagă în seamă. Anușca și Alexandra au energie curată. Rip ridică vibe-ul chat-ului de fiecare dată. Adrian, David, vine tare, e peste tot conectat. Alin, Ion cu Tizo, fac toți vibe-ul curat. Eric Payne,
telefon al familiei la comandă. Lumea este pe chat, toți mergem pe bandă. Dezodătorul, pe ce se face senzație, cu toți oamenii de pe YouTube, ce mai situație. Adriana Lin, Ciprian și toți ceilalți din chat, facem gaming-ul fun în mod repetat. Adrian David, Alin Ion în chat, Ciprian cu flow-ul, toți suntem conectați. Lumea vine tare, Ștefan și pe Intubit, Sorica cea mai tare, face parte din hit. Vine și X-Ali, rupe tot fără frică. Și no name, nu-i dincă vibe-ul dintr-o clipă. Ninja master pregătit să intre în acțiune. Toți suntem pe YouTube, din toată direcțiune.